Hello guys! Pentru că mi-a tot cerut de-a lungul timpului să fac un episod despre asta, am vorbit cu oamenii de la House of Beauty Clinic să mă lase să filmez la ei, așa că astăzi am să vă arăt câteva tipologii de oameni la dentist. Și nu numai că ne-au lăsat să filmăm la ei, dar Dr. Jonah, care de altfel este și cel mai bun dentist pe care l-am cunoscut eu, ne și ajută cu filmarea. În sensul că el chiar este dentistul din filmarea mea de azi. Așadar, începem cu tipologia numărul 1, curiosul. Persoana aia care pune mereu mult, prea multe întrebări. Acesta. Verific dacă ai cai. Și pe asta ce? Pe ca să trag obrazul tău. Hai, dar are o oglindă, de ce are o oglindă? Pe ca să mă uit și eu, că nu pot să mă uit în fundul gurii. Bine. Așa, bravo, bravo, așa, hai să începem. Facem ce, asta ce e? E o bilă. Bine. Ce faci? Gaură. Cam cât de ardem că faci gaura? Adică o să mă doară? Vrei în milimetri sau centimetri? În centimetri. 2. Dur. Asta e omul de care sigur nu ai vrea să te iei pe stradă. Ți-e frică numai când te uiți la el. Alex Bombardier! Brașul o pune pe stânga și două la pachet și i-am spart unul mă să le pot numai nedevat în trafic. Două la ce? La pachet! Dar cu ce spune lucrat aici? Băi, Alexe, ia uite. Am un cadou pentru tine, cu asta. Hai, nu te mai plânge, mă duc să-ți iau acum o anestezie din aia puternică, te era mă deși calul a morții. Să mă aștepți aici, da? Aici, aici, aici. Da. Trei, leneșul. Bă, ăsta e omul ăla, căruia îi e lenesă tot, până și să țină nenorocită aia de gură deschisă. Deschide? Bravo, bravo, bravo. Ia să uităm. Dar deschide gura. Așa, mare, bravo. Nu, mai mare. Hai, deschide gura aia, bă, arată. Stai așa? Așa. Nu, deschide gura. 4. Lașul. Nu că e frică de dentist, dar nu apucă nici măcar să-l vadă. Nu neapărat dentistul, ci orice altceva cu un psiholog. Da, omul ăla care dă mereu mult mai multe informații decât vrea oricine altcineva să audă. Deci aseară, iubitul ăsta al meu, știi că am și venit eu odată aici. Ăla de antreprenor cu mulți bani. Bă, ideea este că a plecat și am verificat cartul și cred că a plecat cu una în altă țară. Asta este ideea și mă deranjează că pe tipa aia chiar o cunosc, știi? Noi am fost prieteni și chestii și nu știu ce să fac acum, nu știu dacă să mă împac, eu nu știu ce zici să fac, chiar nu știu ce să fac. Adică faza e că și eu l-am jurat de câteva ori, știi, n-ar fi problemă. Aș putea să-l iert și eu odată, măcar odată. Nu știu de rog, sunt foarte... Și stau așa și mă gândesc în fiecare oră și în fiecare minută al acestei zile, nu știu ce să fac deloc. Sunt medic stomatolog și nu psiholog, așa că trebuie să-mi deschizi gura. Eu doar îți spuneam așa, de ce sunt obosită. 6. Bilingul. Omul care pare normal până deschide gura și îți dai seama că nu vorbiți deloc aceeași limbă. După intervenție, mă refer. Nu mă ajută deloc. Vorbești cu mine? Cred că nu am vrut să am mult de un pomul să dura. Ce? E, nu să dura. Ce vrei? Mere? Am fost... Pere? Dezamăgită? Față? Față? Dezamăgită? Dezamăgită? Ai, nu înțeleg. 7. Entuziastul. Faptul că mergi la dentist, pentru el este cea mai mare bucurie a momentului. Bună ziua, dar am o programare la Victor Jona. Bună ziua, sunt eu, doctor. Bine, mulțumesc. Foarte drag. Da, fata, da, sunt la dentist acum, da. Abia aștept să intru. Da, hai să sunt după. Bine? Bine. Foarte pupa. Bună ziua, doctor. Ce faci? Mai așa te rog eu frumos. Abia așteptam să vin la dumneavoastră. Ok, liniștește-te, te rog eu. Să știți că m-am spălat deja de ori pe zi pe dinți. Da, bă, fericit. Da. E cam bravo, să știi. Dar e ok, hai. Bine, ce faceți astăzi? 8.
E la tipologia asta încă nu am găsit un nume, dar poate mă ajutați voi cu o idee și o scrieți în secțiunea de comentarii. Asta este exact genul ăla de om nesimțit pentru care nu există nimic altceva mai important decât discuția la telefon despre nimic. Da, Paco, da, exact așa cum ți-am spus, da. Da, trebuie s-a dus de a vine să crezi, păi dar ce, eu sunt nebună? I-am zis și eu aceeași chestie. Cum te cheamă? Cristina am cheamă. Cristina. Da, și cum îți spuneam, deci am fost săptămâna trecută, am ajuns la el. Cristina. Și când am ajuns, deci bă, să nu-ți fără să crezi. Da, domnule. Am și câteva întrebări pentru tine. Cum aveți că vorbesc la telefon, am 2 secunde de telefon. Da, și cum îți spuneam, deci am fost săptămâna trecută. Cristina, ești într-o instituție medicală, te rog frumos. Închide telefonul și ne-ai pe scamă. Da, Paco, stai. Nu, stai că poți să vorbesc, nu e problemă. Stai că zic, da. Deci, cum vă spuneam, am fost săptămâna trecută la el, la Polo. Băi, a fost un scandal, a ieșit cu bătaie, a ieșit cu... Deci nu vrei să știi de ce s-a întâmplat acolo. Nu stau nebuna aia, cretina aia de Manila, efectiv, băi, efectiv, nu, o țață și jumătate, n-am cuvinte să te explic. Dar nu am să-mi spună ea mie așa ceva. Păi, dar ce mă, dar ce eu sunt... Tu mi-ai făcut să vorbesc la telefon, dar nu știu... Dar domnule, ești la mic, stomatul, lasă telefonul odată. Este foarte important ce am zis, bine, da? Hai să vă aștept, avem un minut. Da. Nu, atât am să zic, nu, e cum așa. Te, nu mă zic ce să fac, uite, gata? Nu merg acolo. Am chiar mă gândeam să merg la mare zilele astea. Da, vrei să vii și tu? Mă rog, până semnați aici? Da. Da, uite, mai cu bine. Așa? Bine. S-a terminat programa, ai ce să plecați, mă frumos, la revedere, pa, pa. Noua, somnoros. Știți oamenii aia care dorm oriunde? E, așa și la ăsta. Că e patul din dormitor sau somnul de la dentist, pentru că tot aia e. Trezire. Gata, am terminat? Nu, hai, trezește-te. Hai că mai avem puțin, da? Bine. 10. Flirtista. Nu zic neapărat că e nefet, doar că așa e ea, nu se poate abține. A, nu, fără asta, că nu se asurtează. Da, doar să... Nu, că nu merge cu... Mă drept cu așa ta. Nu, e... Bine, hai, e un simplu control, doar ne uita. O să-mi deschizi gura frumos? Am uitat, mă gândesc, nu vrei să mă îmi lași mie numărul tău de telefon? Ai numărul de la recepție? Nu, mă gândesc că mi se face rău sau ceva, adică de asta am întrebat, nu, să nu crezi că... Asistentele mele sunt foarte bine pregătite. Te rog frumos, deschizi. Ideea este că oamenii de la clinică nu știu ce-am făcut noi aici, adică am lucrat la... Bă, se sunt că ai lucrat pe MS, adică nu știu ce lucrătură genice. Te rog frumos, deschis, gura și lasă-mă. E foarte obosită așa. Te rog frumos, deschidem gura. Hai. A, mare. Da, nu, arăți așa foarte ciudat cu masca asta, nu crezi să-ți o dai jos? Nu, te rog frumos, nu. Să puțin măcar așa. Lucram sau nu? Da. Hai, deschis gura? Nu buze, gura. Adică așa... 11! Încăpățânatul. O, dacă ar fi după el, nu s-ar duce la dentist nici mort. Hai, te grăbi mult! Vino! 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 Cristina, nu vreau! Mă, da, vino! Nu se zboară, Cristina! Vino! Hai! Cam asta a fost episodul de astăzi, abia aștept să-mi scrieți în comentarii, să-mi spuneți la ce tipologie v-ați regăsit voi mai exact dintre toate cele pe care le-am enumerat eu mai devreme. Le mulțumesc încă o dată celor de la House of Beauty Clinic că m-au lăsat și m-au ajutat să filmez aici. De asemenea, ei sunt și cei care se ocupă de zâmbetul meu, că m-ați tot întrebat, așa că dacă vreți să aflați mai multe despre ei, am să vă las site-ul și pagina lor de Instagram în descriere. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe cu clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez ceva nou. Eu sunt Cristina Nușan și vă super pupăcesc! Da.